Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou videoclip. Astăzi suntem în 12 august și intenționez să semăn salata aici în țevi. Am eliberat toate țevile, mai puțin cea de jos, și am semănat salata pe etape. Iar acum urmează să semăn în această țeavă. Am avut aici un fir de salată pe care am lăsat-o eu să fac semințe. Am tăiat și acum urmează să semăn toate aceste semințe în țeavă. Acestea sunt semințele. Evident, eu încurajez de fiecare dată să recoltăm semințele de la legume, salate, la absolut tot ce avem în grădină, să recoltăm și să semănăm în următorii ani. Pentru, bineînțeles, pentru persoanele care nu știu, nu cunosc, nu au experiență în grădinărit, acestea sunt semințele. Și le putem pur și simplu semăna, putem să facem, spre exemplu, răsaduri, după care să le replantăm, dacă intenționăm să păstrăm distanța între plante și între rânduri. Dar eu acum, după cum am spus, nu intenționez să fac acest lucru. Este o salată care va fi tunsă periodic. Mai degrabă niște microplante fac aici. Niște lăstari, ca să avem pe parcursul toamnei, pentru că, spre exemplu, roșiile mai au un pic și se duc și rămânem cu castraveții pe care i-am pus. Vă spuneam data trecută că nu am prea multe sere, este una singură și vreau să am și roșii și ardei și castraveți până toamna târziu. Așa că eu ce am făcut? Am scos roșiile și am pus castraveciorii, chiar dacă nu se recomandă acest lucru, pentru că nu este o asociere tocmai potrivită castraveții cu roșiile și nici succesive, dar după cum am spus, eu procedez în funcție de spațiu pe care îl am. În această pungă am un alt tip de salată și o să merg cu ambele. Cam așa arată. Și semințele sunt acestea. Este foarte important să avem grijă să ne recoltăm propriile semințe. Pentru mai mulți ani, vă spuneam, de fiecare dată spun acest lucru, nu se știe ce vremuri vor veni și nu se știe dacă vom avea recoltă și va ajunge la bun sfârșit recolta ca să putem să recoltăm semințele an de an. E bine să avem un stoc de câțiva anișori, minim 3 ani de semințe. De fiecare dată să avem grijă, atunci când avem recoltă, să ne recoltăm propriile semințe, pentru că altfel, dacă nu se mai găsesc sau, eu știu, nu mai sunt bani, în ziua de astăzi se poate întâmpla orice. Recoltarea semințelor pentru orice grădinar trebuie să fie o prioritate. Avem grijă să udăm, pentru că în momentul în care semănăm, semințele au nevoie de apă ca să încolțească și, bineînțeles, și după ce încolțesc, trebuie să avem grijă să udăm, mai ales dacă semănăm în recipiente suspendate, în ghivece, în țevi, pământul se usucă foarte repede și tocmai de aceea trebuie să avem grijă să udăm mereu.
bun. Acestea fiind spuse, dragilor, eu mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune, la revedere!